și dezvoltarea copilului mic, după care vom avea prezentarea colegei din Franța, colegii noștri Anis Ducanda, iarăși un studiu de caz și un studiu longitudinal. Vă rog, doamna Ana Maria Zanfir. Mulțumesc, domnul Zanfir. Atunci voi vorbi liber, pentru că avem o problemă tehnică. Eu voiam să discut ca și între colegi. În mare majoritate, dumneavoastră, sunteți colegi cu noi și cunoașteți deja problematica dezvoltării copilului. Așa că aș vrea să ne gândim puțin împreună la ceea ce înseamnă dezvoltarea copilului mic, de 0-3 ani, ce necesități are el și ce se poate întâmpla pe parcurs. Și să ne gândim să corelăm cu factorul acesta, care înseamnă vizionarea ecranelor, mijloace media de tot felul, jocurile, în special jocurile pe tabletă, pentru că în mare parte cred că acestea sunt mai problematice decât televizorul în sine. Poate se începe cu un televizor, după care copiii pun mâna repede pe o tabletă și învață foarte devreme să o mânuiască. Copilul la 4 luni poate fi foarte agil în mânuirea unei tablete sau unui smartphone. Și atunci părinții, de multe ori, noi părinții, da, că și noi am trecut prin ideile astea, suntem foarte bucuroși. Spunem că este un copil foarte precoce, că e foarte deștept, că el se pricepe, că face lucruri ca un om mare și așa mai departe. Ideea este să ne gândim dacă într-adevăr este ceva sănătos pentru el, pentru că are creierul în formare, este plasticitatea la acea vârstă este foarte mare, ceea ce înseamnă că există și foarte multe beneficii, adică el poate învăța foarte repede, este ca un burete, poate să asimileze repede, dar la fel de bine se pot întâmpla și foarte multe probleme în dezvoltare, adică orice intervine afectează într-un mod foarte bine sau foarte rău, în funcție de cum stimulăm și în ce direcție. Eu sunt psiholog clinician și psihoterapeut în orientarea de cognitiv-comportamentală. Lucrez de mult timp cu copiii, în special, mai rar cu adulți. În mare parte m-am ocupat pentru început de copii cu autism. Asta a fost prima mea intrare, să zicem, în latura psihologiei. M-am angajat la un centru de copii și am început să fac programe pilot pentru copii cu autism. Lucrurile acestea eu sunt conștientă că dumneavoastră le știți. Vreau doar să ne gândim împreună și să le punctăm. Ce se întâmplă în ultimii 10 ani? Peste 10 ani, dar să zicem, în România s-a întâmplat mai recent decât comparativ cu America sau alte state, da, în care tehnologia a avansat un pic mai repede. Noi putem învăța și putem prelua și ce este bine și ceea ce s-a observat, dacă stăm să ne gândim. Putem profita de acest fapt că dânsii au deja o experiență mai mare în domeniu și niște studii la care noi putem face referire și să evităm anumite direcții care nu sunt bune pentru copiii noștri. În ultimii 10 ani au apărut extrem de multe gadgeturi, cel puțin noi ca și părinți, nu mai vorbesc din rolul de psiholog, ca și părinte, am văzut din ce în ce mai multe aparate. Gândiți-vă la ulița cu tabletă, totul este cu tabletă, dar în mașină există acel gadget, există tableta înrămată pe tetieră și așa mai departe. Copiii sunt practic înconjurați. Dacă ne uităm pe stradă, vedem, da, copiii pe stradă în sensul de, nu știu, circulă cu mașina. Ce fac copiii în mașină? Gândiți-vă așa. Ce fac ei de obicei la mașină? Ce fac ei în momentul în care ies în oraș cu părinții și merg la o terasă?
cât așteaptă mâncarea, copilul primește tabletă, primește telefon. Și noi facem lucrul ăsta și ne dăm seama, da? Dar copiii sunt mari și știm să punem o măsură și credem că nu trebuie interzis, ca și obiect interzis, știți, care este mai dorit, mai, da, poate de neînțeles și copilul poate nu se integrează în grupuri de copii, dar cred că este foarte important să controlăm acest factor. În ceea ce privește copilul mic, este o diferență majoră, pentru că nu vorbim doar de dependența aceea pe care o dau acești stimuli foarte rapid și de plăcerea pe care ei o creează. Vorbim de un creier în dezvoltare, un creier care are alte nevoi la vârsta respectivă decât de a sta în fața unui ecran, oricare ar fi acesta. Există deja studii multe care dovedesc mai puțin acest fapt, legătura între autism și ecranul. Dar în rest există studii care spun că ecranele pot conduce, există riscul ca privitul excesiv de ecrane să conducă la deficite pe limbaj, pe cognitiv, pe socializare, pe probleme de relaționare, pe afect și așa mai departe. Cu cât vârsta este mai mică la care încep, cu atât problemele sunt mai mari. Cu cât stau mai mult, cu atât, la fel, problemele sunt mai mari. Faptul că este fenomenul îngrijorător, acest lucru ne-a motivat pe noi să inițiem acest proiect. Noi nu vrem să dovedim ceva, noi nu vrem să spunem că așa este cum spunem noi, noi vrem să atragem atenția asupra acestui factor care poate fi controlat și care credem noi că poate duce la o însănătoșire a populației pe termen lung. De regulă, părinții spun acest lucru. Datele acestea sunt luate dintr-un studiu făcut. Care sunt motivele pe care le argumentează părinții în momentul în care spun că au lăsat copilul foarte mult timp la televizor? În primul rând că are un rol educativ. Am cunoscut foarte mulți părinți care făceau acest lucru foarte conștient și încurajau foarte mult copiii, cu cât mai mici, cu atât mai bine, să învețe de pe calculator, să învețe de pe o tabletă. De ce? Pentru că externalizăm în momentul acela problema. Și există acest program repetitiv și mergem pe ideea că repetiția este, cum se zice, mama învățării și atunci el va învăța foarte repede niște lucruri care sar peste niște etape de dezvoltare, cum ar fi. Învață foarte repede alfabet și ne mândrim cu treaba asta, învață foarte repede culori, deci lucruri abstracte, trecând foarte repede peste lucrurile concrete și tot ce înseamnă explorarea mediului. Adică pipăit, lucruri simple, care pot fi banale, nu? Noi vrem în societatea asta, noi vrem performanță, noi nu mai vrem, știți? Și vrem să depășim, adică copiii noștri trebuie să meargă un pic mai repede. Și riscăm să trecem peste niște etape firești de dezvoltare, iar copiii să rămână cu niște deficite în planul senzoriomotor, spre exemplu. Da? Deci copiii în ziua de astăzi nu mai, cum discutam și în pauză, nu mai ies să se joace în ploaie, că răcesc, nu mai ies să se joace cu noroi, că se murdărește și așa mai departe. Acesta era primul argument, că are rol educativ. Ceea ce am sesizat noi din lucru, nu este nimic dovedit, este pur și simplu observație și o credință a noastră, este că tot ce se învață din mediul virtual se uită foarte repede. Adică acești copii care stau foarte mult timp în mediul virtual, dacă sunt puși să povestească lucruri, nu vor avea foarte multe amintiri, știți? Nu au. Sigur că învață niște noțiuni, să zicem, dar care, dacă nu sunt generalizate după aceea și dacă nu sunt structurate și dacă nu sunt fixate și în mediul natural, ele vor fi pierdute foarte repede. Deci nu au o valoare foarte mare. Credința că mediul virtual oferă copilului plăcere și relaxare este foarte adevărat, nu? Este foarte adevărat. Deci aici nu putem să spunem că este un lucru rău. Sigur că vrem să oferim plăcere, copilul are dreptul să simtă plăcere, are dreptul să se relaxeze. În ceea ce privește, în schimb, relaxarea, este cu un cost. Dacă stăm să ne gândim că informațiile se fixează pe timpul somnului, ne-am gândit că totuși relaxarea aceasta nu înseamnă odihnă. El pur și simplu se deconectează de la niște activități care pot fi academice, să zicem, și se simte foarte bine și se relaxează. Dar, de fapt, creierul este foarte solicitat și primește niște impulsuri foarte rapide, care solicită și obosesc foarte tare. Dar, sigur, oferim plăcere. Da? Și noi ne mai uităm la televizor și noi ne mai jucăm, nu este nicio problemă. Problema este la ce vârstă și cu ce limită. Al treilea argument,
frecvent era folosirea ca și dădac electronică. Da? Știm toți ce înseamnă. În momentul în care ai foarte multă treabă ca mămică și nu are cine să te ajute, cel mai simplu lucru este să-l pui în fața televizorului și știi că nu umblă la prize, și știi că nu umblă cu cuțitul, și știi că nu se murdărește și îl găsești curățel și frumușel. Și dacă nu cunoști riscurile, spui că este un lucru extraordinar de bun. Nu mai pomenim de faptul că există persoane care angajează și externalizează acest serviciu, să zicem, plătesc bone, care să stea cu copiii și să îi îngrijească, iar bonele de cele mai multe ori, dacă mai sunt și în vârstă, poate preferă să se uite la telenovelă împreună cu copilul. Și atunci am externalizat de două ori. Aici este iarăși o referire la un studiu care zice așa, Comisia de Educație Publică a Academiei Americane de Pediatrie în 2001 a recomandat ca și copiii de până la 2 ani să nu petreacă timp în fața televizorului. În schimb, să fie implicați în activități care promovează dezvoltarea creierului, cum ar fi vorbitul, jocurile, cântatul și cititul cu părinții. Uitați-vă puțin la termen. Deci, asta este, n-am spus-o eu, așa se spune. Activități care promovează dezvoltarea creierului. Deci nu activități care doar distrează sau așa. Trebuie să fim foarte atenți, să le îmbinăm foarte bine și să fim conștienți de faptul că dacă îl lăsăm în fața unui ecran sau cu un joculeț să învețe niște strategii, nu înseamnă că se dezvoltă un creier foarte sănătos. Un dezavantaj, cel puțin un dezavantaj, nu poate fi contestat, faptul că cu cât petrece copilul mai mult timp pe ecrane, de oricare ar fi acestea, cu atât mai puțin petrece împreună cu anturajul, cu familia, cu mama, da? Persoana de atașament, cu copii, nu se mai socializează și apar tot felul de probleme, inclusiv problemele de dezvoltare senzorială, pentru că dacă stau în fața unui ecran, nu fac decât să dezvolt musculatura degetelor, știți? Adică motricitatea degetelor, da? Și atunci restul simțurilor se cam duc, pentru că ecranul ne furnizează fix văz și auz, iar restul nu mai pot fi percepute. Și dacă luăm simplu etapele de dezvoltare, vom vedea că copiii au nevoie să treacă prin anumite faze pe care noi chiar le sărim în momentul în care le punem această tabletă. Ei nu mai au curiozitatea să plece să exploreze mediul. Vor rămâne cu această, știți, dilemă oarecum. Mediul este ceva nou. Totul este controlat. Tableta îți oferă un mediu controlat. Îi pui un program anume și dacă se poate să fie educațional, să scrie pe el că este bun pentru copil, face bine, îl învață lucruri, este cu atât mai interesant. Aici am fost șocată. Eu am găsit lucrul ăsta de curând. Nu știam că există DVD-uri pentru copii de o lună. Adică, da? Deci ce ar trebui să facă un copil la o lună și... Se vând lucruri de genul acesta, da? Sunt pe piață, sunt disponibile din ce în ce mai mult. Ideea principală de la care a plecat prezentarea este legată de nevoi, nevoile sau trebuințele, da? Ne imaginăm așa piramida lui Maslow cu cele trebuințele bazale care trebuie să urce încet încet și pe măsură ce omul se dezvoltă ajunge la niște trebuințe superioare, cum ar fi de validare socială, de respect, de integrare în grupuri și așa mai departe. Ca să ajungă acolo, trebuie să traverseze de bazal. Da? Fiecare evoluează și trece de pe o treaptă pe alta. Să vedem care sunt nevoile la 0-3 ani. Nevoile copilului mic. Așa, pe scurt, sunt așa. Aer, hrană în primele zile, da? Atâta așa are el nevoie. După care, în momentul în care începe să perceapă pe mama, începe să distingă anturaj, începe râsul social de la 2 luni, apar și nevoile de afectivitate și socializare destul de repede și dezvoltarea senzorio-perceptivă de explorarea mediului, plecând de la jocul acela cu mânuțele, toate au un sens și au un rol. Și copilul natural știe că trece să se îndrume. El știe firesc, are în gena lui, să se ducă către lucruri sănătoase și să dezvolte activități necesare lui. Dacă nu este ceva în neregulă, să zicem, din stat. Dezvoltarea independenței și explorarea mediului. Dacă ne gândim la ce înseamnă o tabletă în mânuță, înseamnă așa, nu mai pleca de lângă mine, stai pe aici, ca eu să te văd, nu? Ce înseamnă implicit? Ca eu să te văd și să știu ce faci în momentul ăsta, da? Totul este controlat. Nu mai pleacă să exploreze, da? Ne este frică, sunt foarte multe mașini pe stradă, nu pleca sau nu te depărta sau ce faci acolo, dacă o să cazi și atunci
punem frână exact și punem un ecran în față și s-a rezolvat definitiv. Jocul individual și împreună cu alți copii sau adulți. De cele mai multe ori, cel puțin, eu zic așa, un pic copiii de Ilfov se izolează, există această tendință urbană de a se izola familiile și de a interacționa din ce în ce mai puțin cu cât mai multe persoane. Suntem din ce în ce mai selectivi și în ceea ce privește părinții cu care socializăm și copiii. Și atunci tendința este, și o să vedeți că foarte multe familii fac treaba asta, să nu scoată copilul din casă până mai târziu, așa când consideră dânsii că ar trebui să apară această nevoie. Ea apare și trebuie hrănită încă de la început. Cu cât stimulezi copilul mai mult pe nevoia asta, cu atât nevoia se va întări și se va dezvolta mai bine. Factorii principale ai dezvoltării psihologice, ereditatea pe care se sprijină, mediul și educația. Noi intervenim din prisma acestui factor pe factorii de mediu și de educație. Ereditatea este care este, nu putem ști, da, până nu apar primele semne, dar indiferent care ar fi, știm sigur că putem să controlăm factorii de mediu și de educație, unde putem să dezvoltăm niște activități foarte interesante și bune pentru el. Rolul părinților sau îngrijitorilor nu poate fi înlocuit de televizor și ecrane în general. Asta spun studiile. Nu avem cum să înlocuim o persoană umană cu un robot. Sau putem face lucrul ăsta pentru că copilul va lua ceea ce îi vom oferi noi și ele sunt foarte plăcute, adică el nu va respinge în niciun caz vreun televizor sau vreo tabletă. Problema este ce dezvoltăm noi la copil și modul în care se structurează el ulterior. Adică dacă stăm să ne gândim, îl lăsăm singur, nu? Cu un obiect care e foarte predictibil, foarte rece, nu oferă afecțiune, nu vorbește, nu există comunicare, sigur că există limbaj, dar nu există comunicare. Dezvoltarea unei persoane depinde de nucleul pe care îl dezvoltăm. Startul este foarte important. De aceea, de cele mai multe ori, descoperim că ne sună părinți ajunși în școală și atunci este un pic cam târziu, pentru că nu mai știi de unde să apuci problema. Ca să faci un anamnestic foarte complex și să mai intervii retroactiv, nu se poate. Și atunci faci ce poți. Dar descoperim de foarte multe ori copiii care primesc observații de la școală că nu stau în bancă, că nu sunt atenți, că nu rezolvă teme, că nu fac așa lucrurile ca la școală. Știți cum se face la noi? Se stă în bancă destul de mult timp, trebuie să ai răbdare, trebuie să asculți ce are persoana respectivă, trebuie să ai respect pentru autoritate și tot așa. Iar pe fondul acesta de consum foarte mult, pe bază de impulsuri care vin foarte repede, se dezvoltă impulsivitatea, adică un control foarte slab al impulsurilor, o agitație foarte mare, o nerăbdare foarte mare, o atenție foarte proastă și foarte multe alte probleme, inclusiv de socializare la școală. Deci asta este baza pentru tot ceea ce urmează, iar problemele mai subtile nu sunt depistate precoce. Avem nevoie de screening mai devreme, avem nevoie de diagnostice puse mai devreme ca să putem interveni, pentru că foarte mult se pot recupera controlând anumiți factori și cu un pic de stimulare. Limbajul este un act social. De cele mai multe ori, problema pe care o au părinții atunci când ajung la noi este că copilul nu vorbește, că n-a dezvoltat limbaj expresiv. Și atunci, sigur, asta este cel mai vizibil. De ce? Pentru că în parc asta se vede. Copilul X care este de seamă cu copilul meu deja vorbește și interacționează și al meu nu vorbește. Și atunci eu îmi doresc, iarăși, să am o reciprocitate și să simt căldură din partea copilului meu, să am un contact cu el și asta observ. Dar, de fapt, în spate se află foarte multe alte probleme și cred că asta este ultima. Din punctul meu de vedere, faptul că nu vorbește este chiar ultima problemă. Dar ca să ajungem acolo, este vorba de a înțelege că este un act social, adică avem nevoie de persoane care să motiveze spre comunicare. Copilul trebuie să placă persoana, trebuie să se ducă spre ea. Ori la aparat îmi place să mă uit și atât. Obțin și fără să vorbesc. Petrecerea timpului în fața ecranelor face ca discriminarea vizuală și auditivă să se facă pe principiul plăcerii. Avem o persoană în această echipă foarte valoroasă care avea un termen, mie mi-a rămas în cap, nu l-am mai auzit până acum, îmi place foarte tare, brain sugar, nu? Sau brain sugar. Așa denumește acest
acest consum excesiv de ecrane, brain sugar. Este exact ca și cum i-ai dat copilului tău, dacă este foame, i-ai dat numai bomboane și ciocolată pentru că lui plac și știi că el va avea energie și copilul este fericit și tu ca mamă ești împlinită și... Numai că în momentul în care ne dăm seama că totuși el ar trebui să mănânce sănătos ca să se dezvolte sănătos, trebuie să ne pliem mai mic, mai mult și să evităm aceste lucruri care sunt extrem de disponibile și se vând foarte bine și sunt peste tot. Deci să renunțăm la principiul plăcerii. Dacă nu se va controla, gândiți-vă că se creează o dependență. De ce? Pentru că nu se activează centrul plăcerii și se va duce la o dependență și va trebui, copilul va simți nevoia să mai fie solicitat, să mai primească acea stimulare. Deci este o nevoie. Gândiți-vă până la urmă că au decedat adulți, nu copii, care se jucau la calculator și au uitat să mănânce sau nu? Deci e nevoie de un control foarte mare. Un copil nu are așa ceva. Nu are cum să-și dea seama și nici nu are cum să aibă control. Noi suntem adulții, noi trebuie să controlăm factorii. Dezvoltarea vorbirii pare să depindă de prezența unei persoane cu care să vorbească și nu doar simpla auzirea a limbajului vorbit. Asta este referitor la ceea ce se spune că dacă aud la radio, dacă aud la televizor, dacă aud la o tabletă, ei vor dezvolta limbaj. Sigur că există copii care încep să repete după, să imite ceea ce aud la televizor sau la o tabletă. Asta nu înseamnă că fac neapărat o conexiune grozavă, asta nu înseamnă că vor rămâne cu vreo noțiune. Înseamnă pur și simplu că au ajuns să facă ceva în interacțiune cu obiectul acela. Este o simplă imitare care trebuie dezvoltată mai departe. Adică, sigur, există programe. Eu nu zic că neapărat este un lucru rău să înveți după o tabletă. Se poate face lucrul ăsta. Dar nu fără să ții cont de faptul că există factor natural și trebuie îmbinat și nu se poate doar pe baza unui aparat. Dezvoltarea creierului copilului este coordonată genetic. Noi nu spunem că nu există fond genetic. Din contră, credem că particularitățile acestea creează un fond, să zicem. Un fond care, fiind încurajat de acest consum excesiv, poate dezvolta o tulburare fie mai gravă, fie o poate declanșa pur și simplu. În cazul unor copii care au vizionat excesiv ecrane la o vârstă fragedă, implicit petrecerea unui timp restrâns în mediul natural familie copii, în interacțiune cu obiecte, etc., am putut observa prin natura practicii. Nu spunem altceva. Noi n-am ajuns încă la nicio parte de cercetare, noi avem niște evaluări, sunt așa niște date, dar vrem să atragem atenția asupra unui fapt pe care noi l-am putut observa și știm sigur că nu suntem singuri și știm sigur că poate fi ușor de controlat. Ce se întâmplă, care sunt caracteristicile pe care noi le-am văzut la copiii care consumaseră foarte mult? Noi vorbim și de copii care au fost doar la evaluare, nu vorbim doar de copii foarte mici care au dezvoltat tulburare de tip autist. Noi vorbim în general ce particularități am observat noi și cum ne dădeam seama dacă au petrecut foarte mult timp dincolo de interviu anamnestic. Vedeam așa, reacții slabe, întârziate la voce, sunete sau la sunete, în timp ce sunt... au reacție imediată atunci când aud acea reclamă din altă cameră. Avem senzația că sunt surzi, dar în momentul în care începe reclama, ei brusc se ridică și se duc să vadă și recunosc. Dar la voce umană sau la sunete naturale nu am nicio reacție. Asta înseamnă că ei nu pot învăța din ele, pentru că nu le percep, nu le discriminează. Asta este una. Crizele de afect sau tantrums, cum le spunem noi, asta înseamnă ne arată nouă o toleranță foarte scăzută la frustrare și că au depășit o perioadă în care n-au reușit să-și organizeze emoțiile. În general, organizarea emoțiilor se face împreună cu părintele de referință, adică cu mama de obicei în primii ani de viață. Abilități slabe sau absente de joc, deși se pot juca pe o tabletă. Adică ei știu tot felul de jocuri care par foarte sofisticate să... sunt pe tabletă sau pe telefon, dar vedem că nu există alte abilități de joacă, joc independent, să se joace cu o jucărie și să o folosească așa cum trebuie, sau un joc mai complex, sau împreună cu altcineva. Poate fi absent. Numesc litere, culori sau alte simboluri în limba engleză. Noi, știți, avem foarte... imediat ne dăm seama, în momentul în care avem lucruri în cabinet pe perete
și intră un copil și vedem că nu are limbaj sau este un limbaj foarte sărac și începe și arată green, yellow, A, B, C și ne dăm seama, ok, dar tu n-ai învățat română, tu locuind în casă cu mama, cu tata, cu nu mergi la grădiniță și nu ai înțeles română, dar tu ești capabil să-mi vorbești mie în engleză sau să numești niște lucruri în engleză. Noi chiar am întâlnit la evaluare copii care vorbeau foarte bine engleză, foarte bine, în română nu. Dar vorbeau engleză și noi ne-am întrebat, dar de unde știi, adică vorbiți acasă? Nu, nu vorbim acasă și atunci e clar de unde este sursa. Obsesii și o structură rigidă a gândirii. Asta înseamnă așa, în momentul în care ne putem imagina ce se întâmplă în momentul în care ei se uită la un lucru repetitiv. Lor le place să se uite la același episod din ceva anume. Se uită din nou sau la aceeași reclamă. Lor le plac, dar copiii, în general, ei au preferință pentru aceste lucruri care sunt mai ușor de anticipat și le cunosc deja și s-au familiarizat și deja disting mult mai bine pentru că s-au mai repetat. În momentul în care îi lăsăm să funcționeze rigid, se formează o structură rigidă în general de comportament, de gândire. Ei preferă lucruri care sunt foarte tipicare. Totul trebuie să fie foarte ordonat, o ordine excesivă, un control pe care ei și-l doresc, aproape obsesiv-compulsiv, să zicem, care se ar asemăna cu obsesiv-compulsiv. Și contactul vizual foarte slab. Nu înseamnă neapărat că toți au autism, dar totuși dacă ar fi să ne gândim că vedem un copil care este mai singuratic, care nu are niște abilități sau sunt mai slabe de a intra în contact cu oamenii, puțin conversație, limbaj mai puțin sărăcăcios, contact vizual mai slab, stereotipii, preocupări bizare și rigiditate. Și atunci ne gândim că, ok, s-ar putea să întrunească destul de multe criterii din ceea ce numim noi tulburarea de spectru autist. Nu manifestă bucurie la vederea copilului sau manifestă, dar nu fac niciun pas mai departe. Adică sunt foarte mulți copii care se bucură de pe margine, știți? Genul. Eventual flutură din mânuțe și se bucură pentru că văd copii. Dar nu știu ce să facă, nu știu în momentul în care se duc lângă ei, și-ar dori, dar nu știu ce să facă cu ei mai departe. Și atunci pierd din ce în ce mai mult pe partea de socializare. Ceilalți copii, gândiți-vă că merg înainte și se socializează și se joacă și probează tot felul de experiențe care le rămân și pe ei dezvoltă, iar copiii aceștia care sunt mai retrași și mai rigizi evită până la un moment dat riscă să rămână fără prea multe experiențe și atunci o dezvoltare slabă. Se plictisesc foarte repede. Atunci, din păcate, se vede cel mai des la școală, când este destul de târziu. Dacă am fi cu toții mult mai deschiși, am putea observa un pic mai repede. Nu este nicio problemă că se plictisește copilul mai repede, îl putem antrena și cu cât e mai mic, cu atât știm ce să-i facem și să-l punem la treabă să aibă răbdare, să termine o activitate simplă. Deja când am ajuns la școală, activitățile nu mai sunt simple, sunt foarte complicate, sistemul e complicat și atunci e foarte greu să mai facem ceva în privința asta. Și plus că este pattern-ul, nu? Deja o funcționalitate s-a imprimat acolo. Sunt mai retrași și sunt vizibil deranjați de locurile aglomerate și agitație. Nu știu dacă ați observat treaba asta, foarte mulți copii o au. Sunt deranjați și evită, le este frică, îi deranjează senzorial foarte mult. În momentul în care se află într-o instituție sau îi scoatem pe stradă și atunci e o problemă foarte mare cu grădința și cu școala. Nu reacționează adecvat la pericole. Nu cunosc pericole, nu au frică în general la ei. Gândiți-vă că tot, dacă stau foarte mult timp pe ecran, lucrurile se desfășoară total diferit acolo. Fără experiență nu am cum să învăț treaba asta. Sunt foarte puține native, restul le învățăm pe parcurs. Fără experiență nu se dezvoltă. Întârziere în achizițiile cognitive. Deja au făcut specialiștii dinaintea mea referire și este clar că există studii care confirmă că există o legătură între consumul excesiv și achizițiile cognitive sau deprinderea lor, limba și așa mai departe, expresivitate facială redusă, dacă nu interacționăm foarte mult, rămâne un pic fața de ceară pe care, nu? Sau oricum tendința, nu zicem că este fața de ceară a copilului cu autism, dar este mai puțin expresiv, din cauza faptului că nu are reciprocitate și interacțiune socială. Întârziere în apariția și dezvoltarea vorbirii și comunicare gestuală foarte limitată, că de fapt așa facem de cel mai multe ori diagnosticul diferențial. Nu vorbește, este una, dar dacă nici nu indică și nu comunică, atunci este mult mai grav. Concluzia, am ajuns la concluzie,
este petrecerea timpului în fața, că petrecerea timpului în fața ecranului poate oferi multă plăcere. Este foarte clar. Pe care nu trebuie neapărat să o oprim sau... Dar nu spunem că nu trebuie să ne oferim această plăcere sau să o renegăm pentru copiii noștri. Dar nu are o nevoie copilul mic de această plăcere. Adică o poate descoperi și după aceea. Dacă îi dăm deja sugar, brain sugar, s-ar putea să nu-i mai placă altceva. Și atunci va evita și va căuta doar contactul cu aceste aparate. Și atunci, automat, vor exista probleme. Excesul conduce la tulburări de dezvoltare a vieții psihice și dependență. Vă mulțumesc! Mulțumim mult, Ana, foarte interesant. O invităm pe colega noastră, îmi permit să-i spun colegă, din Franța, să ne facă prezentarea. Tu veux qu'on passe à la présentation sur le laptop? Non. D'accord. Bonjour. Merci beaucoup à Marius Zamfir de m'avoir invité aujourd'hui. Iată, mulțumesc lui Marius Zamfir pentru faptul de a mă invita astăzi aici. Nous nous connaissons que depuis très peu de temps, depuis peut-être deux mois. Ne cunoaștem de foarte scurt timp, cred că două luni. Iată, împreună și cu Mark Wellman din Statele Unite. Nous avons remarqué que nous faisons nous connaître, nous faisons exactement les mêmes constats sur le terrain sur les enfants. Și iată, am descoperit că noi facem aceleași constatări pe teren pe copii. Deci, cunoscându-se, la France est très en retard par rapport à vous. Deci, față de România, Franța este întârziere. Vous avez beaucoup de chance d'avoir Marius Zamfir et Anna Maria. Aveți mare noroc că l-aveți pe Marius și pe Ana Maria. Nous avons pas encore de campagne à la télé et d'études aussi poussées que ce qu'il a fait. Noi nu avem campanii la televizor vis-a-vis de petreceți mai mult timp cu copilul dumneavoastră sau alte studii la fel de detaliate ca ale voastre. Depuis quelques années je suis très alors je me présente hein, je suis médecin de PMI. Deci ca să mă prezint, eu sunt medic pediatru, PMI este protecție maternală infantilă. Deci în Franța face consultații gratuite pentru bebeluși de la 0 la 3 ani. Et nous nous occupons des enfants dans les écoles, les premières et deuxième années, les enfants de 3 à 5 ans. Și se mai ocupă la școală de pe copiii care sunt în primii 2 ani de școală, 3 și 5 ani. Et c'est parce que je suis très inquiète depuis 3 ans, 2-3 ans de ce que je vois, que j'ai posté une vidéo sur YouTube le 1er mars. Și iată, începând la 1 martie, am postat un video pe YouTube datorită sau din cauza neliniștii mele pe care am cunoscut-o în ultimii 3 ani. J'explic tout ce que je vois et c'est comme ça que j'ai été contacté par des professionnels français, orthophonistes, pédopsychiatres. Și atunci, în acest video, explică ceea ce a văzut, motiv pentru care a fost contactată de logopezi, de psihiatri, pediatri. Donc on est en train de se grouper en collectif. Și iată, acum suntem în curs de a crea un colectiv. Et de beaucoup communiquer, et c'est comme ça qu'on est rentré en contact avec Mike Wellman et avec Mario Zamfir. Încercând să comunicăm cât mai mult din experiența noastră, iată motivul pentru care am intrat în contact cu Mark și cu Mario Zamfir. Donc Marius m'a invité il y a un mois et demi, donc je m'excuse de pas avoir préparé quelque chose d'aussi précis et complet que lui. Da, iată de ce, pentru îmi cer scuze că nu m-am prezentat, n-am o prezentare atât de precisă și detaliată ca a lui, pentru că el m-a contactat acum o lună și jumătate. Donc je vais vous parler, j'ai essayé de faire rapidement l'étude de des enfants des deux dernières années dans les premières et deuxième années d'école. O să fac, o să prezint studiul ultimii pentru copiii din prima și al doilea an de școală, din ultimii 2 ani. Et en particulier, je vous raconterai l'histoire d'un petit garçon. Și în mod special o să vedeți povestea unui mic băiat. Et ensuite, depuis que j'ai mis ma vidéo sur YouTube, j'ai été contacté par plein de parents du monde entier. Și iată, de când am publicat acest video pe YouTube, am fost contactat de o grămadă de părinți din lumea întreagă. Qui me racontent tous des histoires incroyablement semblables. Și care îmi povestesc istorii incredibil de asemănătoare.
Et je vous montrerai le film d'un petit garçon. Și atunci o să vedem filmul unui copilaș, unui băiețel. Sa mama m-a envoyé un petit message de 3-4 minutes où elle raconte aussi un petit peu și mama băiatului, băiețelului, mi-a transmis un mesaj în care îmi povestește, îmi transmite un mesaj în 3-4 minute de ceea ce a văzut, ceea ce a experimentat. Donc le premier tableau que je vais vous présenter. Iată primul tabel pe care o să-l prezint. Oui. Donc vient de du fait que je travaille dans les écoles. Vine din faptul că eu lucrez practic în școală, să se lui la. Și învățătorii, educatorii îmi semnalizează din ce în ce mai mult cazuri de acest gen. J'ai tellement d'enfants en difficulté à voir que je ne peux plus faire les visites médicales usuelles. Deci practic am atâtea copii pe care trebuie să examinez că nu reușesc să-i văd pe toți. Et c'est en interrogeant les parents sur les habitudes de la famille et de l'enfant que je me suis rendu compte que quasiment dans tous les cas, c'était une exposition massive aux écrans. Și practic prin chestionarea părinților cu privire la abilitățile și la modul de viață, că ea și-a dat seama de nivelul crescut de consum de ecran, de mediu virtual. Au début, j'ai pensé que c'était des coïncidences, j'y croyais pas trop, mais à force d'avoir de plus en plus de cas et d'enfants qui progressaient miraculeusement à l'arrêt des écrans, je suis persuadée maintenant que ce sont les écrans. La început a crezut că e vorba de coincidențe, dar faptul de a se fi întâlnit din ce în ce mai mult, de a fi întâlnit aceleași cazuri și mai mult decât atât, de a fi văzut beneficiile miraculoase care se produceau după oprirea consumului de mediu virtual, este o constatare reală. Comme la vague numérique est entrée dans toute la société, sans mode d'emploi, sans recommandation. Les parents ne savent pas que c'est dangereux. Faptul că universul ăsta digital ne invada pe toți, fără mod de utilizare, fără instrucțiuni de cum se folosește. Et pour reprendre ce que Anna Maria dit, les parents sont persuadés que c'est bien et que c'est éducatif. Și pentru a mălutura practic ceea ce spunea Anna Maria, părinții cred la început că este educativ, că este bine. Parce que très vite l'enfant compte, dit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, les lettres de l'alphabet, les couleurs. Pentru că iată copilul vă învață uitându-se la o tabletă, învață să o numere de la 1 la 10 destul de repede, cunoaște culoare, știe să identifice culorile. Mais en fait, il n'apprend pas. Il répète par automatisme cérébral, mais il ne comprend absolument pas ce qu'il dit. Însă, în realitate, el nu înțelege nimic. El nu face decât să repete printr-un automatism cerebral, dar fără să înțeleagă cu adevărat. Pour un petit de 0 à 4 ans. Je parle pas des plus grands. În orice caz, vorbim aici de cazurile de la 0-4 ani. Nu vorbesc de cei mai mari de 4 ani. L'enfant ne peut pas apprendre ces choses abstraites tant qu'il n'a pas appris le langage spontané courant. Deci nu poate să învețe copilul aceste jocuri abstracte atât timp când nu a învățat limbajul direct, limbajul interactiv. Je m'occupe de toutes les écoles publiques de ma ville. Eu mă ocup practic de toate școlile publice din zona Dânsei. În total, în primul și al doilea an, sunt în jur de 981 de copii. Je n'ai pas retenu les enfants en petite difficulté. Dar nu am aici, nu vă prezint cazurile celor care sunt copiilor care sunt în cazuri mai puțin grave. Seulement les grandes difficultés qui empêchent l'enfant de rentrer dans les apprentissages, qui empêchent l'enfant d'être élève. Deci eu vorbesc aici doar de cazuri care se găsesc în situații de dificultate sporită, de cei care sunt dificili să intre în procesul de învățare și să devină elevi. Donc les enseignants me demandent de voir 154 enfants dans les deux dernières années. Deci, practic, educatorii mi-au cerut să observ 154 de copii, adică 16%. Je retrouve comme Marius une proportion incroyable de garçons. 74% de garçons contre 26% de filles. Iată, ca și Marius am aceleași cifre, și anume, în rândul băieților am 74% față de 26%. La Marius era undeva la 80%, dacă... Comme Marius, on demande des études pour confirmer tout ce qu'on est en train de voir. Mais un journaliste qui m'avait interviewé m'avait dit il y a des études qui ont montré que les garçons sont bien plus sensibles à l'environnement
que la fille. Așa cum Marius mi-a cerut să facem studii, să vedem gradul de afectare, dar un jurnalist în timpul unui interviu i-a semnalat faptul că la băieți este gradul de afectare este mult mai mare. Et ça c'est moi qui le pense, mais je ne sais pas si c'est vrai. Je pense que les filles ont des jeux beaucoup plus adaptés que les garçons. Și acum e ceea ce cred eu. Eu cred că fetele au jocuri sau se joacă au jocurile mult mai adaptate decât băieții. Asta e ceea ce cred eu. Parce que quand je pose les questions aux parents, qu'est-ce qu'il fait chez lui? Et qu'on me raconte, il fait de la tablette, il fait de la télé, il fait du smartphone, et est-ce qu'il a des jouets à côté? Des fois il n'a pas de jouets, des fois il a des jouets. Et quand c'est des jouets, c'est souvent pas adapté. Les garçons, ils ont que des voitures. Și atunci când îi întreb pe părinții ce face el acasă, se uită, există acasă și televizoare, există și tablete, există și smartphone și are și jucării. Dar de regulă jucăriile sunt doar mașini la băieți, nu sunt adaptate. Les filles ont un petit peu plus de chance parce qu'elles ont des dinettes et des poupées. Și atunci fetele au ceva mai multă șansă pentru că ei au și acele bucătării în miniatură sau păpuși. Et on apprend beaucoup plus, on fait à manger pour quelqu'un, on met dedans, on ouvre la porte, on câline le bébé. On apprend énormément de choses. Și atunci la fete, jucăriile lor sau jocul lor acolo le permite să imagineze mai mult, să facă de mâncare, să legene copilul. J'ai mis dans le tableau les raisons pour lesquelles les écoles me signalent les enfants. Am pus aici în tabel motivele pe care școlile îmi cer să văd copiii. Alors c'est en anglais parce que je pensais que je présentais demain en anglais, da. Sinon je l'aurais fait en français. Este în engleză pentru că am crezut inițial că prezentarea va fi făcută mâine în engleză. Altminte aș fi făcut-o în franceză. Donc vous voyez que pour eye contact, des enfants qui ne soutiennent pas regard, ils ne regardent pas dans les yeux, il y a 46%. Iată, pentru cei cu dificultate sunt des enfants qui regardent pas dans les yeux. Da. Copiii în dificultate sunt acei copii cu contact vizual slab, 46%. Parmi ces enfants pour lesquels j'ai du mal à croiser le regard, j'en ai 34% qui ont des stéréotypes. Iată, pentru cei copii pe care mi-e greu să le intersectez privirea, sunt 34 cu stereotipii. Les enfants qui ont des déficits d'attention, ils ne se posent pas, ils ne se concentrent pas, donc ils ne peuvent pas apprendre à l'école, j'en ai 65%. 65% reprezintă copii cu deficit de atenție, nu se pot concentra la școală. Les enfants peuvent avoir plusieurs des symptômes, bien sûr. Bineînțeles, copiii pot avea mai multe simptome. On me signale de plus en plus d'enfants violents, agresivi. Mi se semnalizează din ce în ce mai mult cazuri de copii violenți care lovesc, care zgârie. Iată, 26% din ceea ce mi-a fost semnalat în ultimii 2 ani. Sunt copii care nu înțeleg o comandă simplă. Dă-i jucăria mamei sau tatălui. Ei nu înțeleg. 43%. J'ai des enfants de 3 à 5 ans, si on leur dit va chercher tes chaussures, ils ne comprennent pas. Iată, 43% copii între 3 și 5 ani, dacă le spui du-te și adu-mi încălțămintea, ei nu înțeleg. Les enfants qui ne réagissent pas à leur prénom, comme le film tout à l'heure du petit garçon, on les appelle et ils ne tournent pas la tête. Copii, 28% copii care nu răspund la prenume, la nume, așa cum am văzut în filmul de mai devreme. Donc les stéréotypies, 19% sur le total des enfants. Din totalul copiilor în dificultate avem 19% cei cu stereotipii. Soit parce qu'ils ont eu un diagnostic à l'hôpital, soit parce que moi je constate qu'il y a tous les signes de l'autisme, j'en ai 36%. 36% copii pe care credem că sunt atinși de autism, fie că au fost diagnosticați la spital sau fie că eu am considerat că au toate simptomele unui autist. Vous voyez que quand je demande combien l'enfant a de temps d'exposition d'écran, à chaque fois pour chaque symptôme j'obtiens entre 90 et 98% des enfants en difficulté surexposés aux écrans. Și iată, când îmi pun întrebare, am practic între 95% și 98%, 97-98% copii care sunt supraexpuși la ecrane, în general, mediul virtual. Alors, comme Marius, je constate que les effets se voient de façon importante à partir de 4-5 heures par jour. Eu cred, așa cum a spus și Marius, că efectele importante, grave, se observă la copiii care au peste 4-5 ore de expunere la ecran pe zi. Les parents ne font pas attention. Le tout petit, avant de toucher un écran dans ses mains, il a la télé dans le salon. Copiii nu sunt atenți. Înainte de a atinge acel tabletă, de a avea o tabletă în mâinile sale, copiii au televizorul care este în camera de zi. Donc, quand je demande aux parents que je vois, est-ce que par habitude vous laissez la télé allumée, 9 fois sur 10
allumé toute la journée, 9 fois sur 10, c'est oui. Și iată, atunci când îi întreb între copii, pe părinți, aveți televizorul aprins în salon de zi sau în sufragerie, din 9 din 10 cazuri îmi spun că da. Dar părinții în același timp spun, dar să știți că nu se uită. Nu se uită la televizor, ei se joacă alături de televizor. Deci ei nu-și realizează dezastru care se produce în creierul copilului ajucându-se alături de televizorul aprins. L'enfant est en train d'explorer ses jouets, d'emboîter des tubes. Et de temps en temps, il va regarder surtout la publicité, je suis complètement d'accord, ou le journal télé, arrête ce qu'il est en train de faire et qui permet au cerveau de se développer. Et quand il revient sur son jeu, il ne peut pas recommencer là où il en est. Pentru că el este în curs de a, eu știu, de a pune cuburi unul peste altul, de a face, de a se juca, în momentul în care are flash-ul de la publicitate sau ce aude el pentru moment, se întrerupe și nu mai este capabil să reia ceea ce acolo unde s-a oprit. La télé, elle parle toute seule. Ne parle pas à l'enfant. Televizorul vorbește de unul singur, nu vorbește unui, nu vorbește cu copilul. Et ça fait aussi l'effet qu'on a vu tout à l'heure, c'est que quand quelqu'un lui parle, il ne tourne pas la tête puisqu'avec la télé, ça ne lui parle pas. Și exact același efect ca cel ca în film, când cineva vorbea cu copilul și el nu se întorcea către acea persoană care îi vorbea, pentru că era precum televizorul pentru copil. Il y a de plus en plus de petits dessins animés et de chaînes ou de comptines à la télé spécial pour les bébés. Din ce în ce mai mult sunt programe pentru tele, pentru copii și numărătoare pe, care învață pe copii să numere la televizor. Și atunci părinții gândesc că este bine și adaptat pentru copiilor. Dar chiar și acele numărători foarte fine și foarte care trec așa în liniște și pentru copii nu sunt bune pentru ei. Tout petit ne peut apprendre que s'il explore son environnement en trois dimensions avec le toucher et s'il interagit avec des humains. El nu poate, practic, creierul nu se poate dezvolta decât dacă interacționează în 3D și dacă interacționează cu uman, cu persoane. Donc même avec un petit dessin animé adapté, des applications sur smartphone et tablette adaptées, l'enfant ne peut pas apprendre avec une machine en dessous de 3-4 ans. Deci, practic, un copil mai mic de 3-4 ani nu poate să avanseze interacționând cu o mașină, chiar dacă se uită la desene sau la jocuri adaptate pentru copii. J'avais dans une école un enfant de 4 ans qui comptait jusqu'à 100. Aveam practic un copil. Si je lui disais donne-moi 2 cubes, il était incapable de me donner 2 cubes. Aveam un copil de 4 ani care practic la școală unde l-am examinat era capabil să numere până la 100, dar dacă îi ceream 2 cuburi, era incapabil să-mi dea 2 cuburi. On pouvait penser que ça relevait de l'autisme. Din cele 53, din cei 53 de copii unde ne gândeam că putea să țină, era de că era intra în sfera autismului. J'en ai 8 qui avaient été diagnostiqués par l'hôpital ou des centres spécialisés dans l'autisme. 8 au fost diagnosticați de către spital sau către centre spécialisate, au fost diagnosticați cu autism. 3 par des centres qu'on appelle en France CMP, qui sont des centres avec des psychologues et des psychiatres. 3 care au fost diagnosticați de către centre psihologice CMP. Un copil care a fost diagnosticat de un alt coleg, la fel de pediatru. Și 41, parcă au fost examinați de mine, pentru că spitalul în ultimii 2 ani de zile mi-au telefonat să-mi spună nu mai îmi trimiteți copii. Dumneavoastră vă puteți, îi puteți, practic, ajungem la aceleași concluzii. Puteți să-i evaluați noastră, fără să-i mai trimiteți. Și atunci, iată, mi-am schimbat obiceiul. Nu mai trimit copii în dificultate sporită la spital pentru examinare. În Franța, un an d'attente et 9 fois sur 10 l'environnement, l'éducatif et en particulier l'exposition aux écrans. Și în Franța, ca să ai o programare, durează un an de zile. Și iar în 9 din 10 cazuri sunt acele educativ, este mediul în care trăiește copilul că este cauzează. J'explique aux parents comment se développe le cerveau de l'enfant, comment l'écran empêche le développement du cerveau de l'enfant. Et je prescris l'arrêt des écrans. Practic, vorbesc cu părinții și le explic cum se dezvoltă creierul unui copil și le spun să oprească consumul de televizor. Et ensuite,
je revois l'enfant au bout d'un mois. După aceea, la o lună de zile, revăd copilul. Et j'explique aux parents que si il y a eu aucune amélioration, bien sûr, je les envoie faire un bilan à l'hôpital. Și atunci, dacă după un an de zile nu există nicio îmbunătățire, bineînțeles, atunci în acel caz îi trimit pentru examinare la spital. Les enfants que je suis qui ont des bilans dans les hôpitaux, c'est pas moi qui les demande, c'est souvent les CMP et les CMPP. Copiii pe care îi urmăresc eu și care sunt care urmează să fie în examinare la spital, nu eu sunt persoana care cere această examinare, ci mai degrabă acele centre medicale de psihiatrice. Alors, sur les 154 enfants que les écoles m'ont signalé en difficulté, 84% sont surexposés aux écrans. Deci din cei 154 practic reclamați de către școală ca să-i examineze, 84 sunt practic predispuși, sunt supuși la consum excesiv de ecran. Que se passe-t-il quand les est-ce que les parents arrivent à arrêter les écrans et que se passe-t-il? Întrebarea este, reușesc părinții să oprească consumul acesta și ce se întâmplă? Alors quand je dis de supprimer les écrans, je dis une heure maximum. Les parents ont du mal à que ce soit 00, mais certains sont tellement inquiets pour l'enfant et ont tellement envie d'essayer de bien faire qu'ils ont tout supprimé. Da. Când spun să elimine practic consumul de televizor, mă refer totuși la o oră maxim, dar într-atât sunt conștienți de binele care îl produce copilului că elimină în totalitate consumul de televizor. Le journal de 20 heures le soir avec l'enfant à côté, ils ont beaucoup de mal à le supprimer. În schimb, telejurnalul de la ora 8, care în Franța este o așa de referință, acela este greu de eliminat, cu copilul alături. J'essaie de leur proposer maintenant avec les chaînes et les streaming en replay d'attendre que le petit soit couché pour regarder, mais j'y arrive pas toujours. Da, da, în schimb le explic că poate să vadă asta pe canalele care înregistrează aceste emisiuni după ce în prealabil copilul a fost adormit. Să se uite după, să nu mai stea la ora 8. Il faut savoir que de limiter les écrans, d'arrêter les écrans, c'est pas que les écrans des enfants, c'est les écrans des parents et c'est très difficile. Și când vorbesc practic de a opri consumul de mediu virtual, nu mă refer doar la cele destinate copiilor, ci și celor pentru părinți. C'est très difficile quand ils adorent regarder la télé. Pentru că este foarte dificil, mai ales atunci când adori să te uiți la televizor. Et c'est très difficile parce que les écrans ont un pouvoir addictif. Le sucre du cerveau, je suis complètement d'accord. L'enfant veut en faire de plus en plus, ne veut plus faire autre chose. Quand on lui arrête l'écran, il fait des crises. Pentru că, așa cum am spus mai devreme, ecranele au un caracter foarte dependență, de dependență, așa cum am spus mai devreme, Ana, că are acel efect de sugar brain și este foarte greu să-l oprești. Les parents me disent entre 1 et 15 jours de pleurs et de hurlements. Deci, practic, părinții au spus că durează între 1-15 zile de urlete și de plânset atunci când i-ai luat ecranul. Le caractère addictif des écrans peut se voir. J'ai plusieurs parents qui m'ont dit que la nuit, leur petit de 3-4 ans se lève, va dans la chambre des parents, prend le téléphone qui est à côté sur la table de nuit, se cache sous le lit pour jouer ou regarder un dessin. Pentru a vedea caracterul de dependență al televizorului, i-au spus părinți că au copii care se scoală la 3-4 seara, se duc în camera părinților, iau telefonul, se bagă sub pătură și se joacă pe telefon. Alors, j'ai 71% non, 41% des parents, donc un peu moins de la moitié, qui a réussi de faire moins d'une heure d'écran par jour. Am 41% din părinți care au reușit să consume mai puțin de o oră pe zi. Pour cela, j'ai 71% des enfants qui ont beaucoup progressé ou qui ont complètement tout récupéré. Cazuri în care 71% din copii care au avansat foarte bine sau chiar au recuperat totul. Même avec des signes d'autisme. Chiar și cei care prezentau semne de autism. C'est pour ça que j'aime beaucoup le terme d'autisme virtuel. Parce que ce n'est pas de l'autisme classique, c'est l'autisme dû aux écrans, ce n'est pas la même chose. De aceea prefer termenul acesta de autism virtual, pentru că nu este autism clasic, este autism cauzat de virtual. 29% qui ont un peu progressé et j'ai aucun enfant qui n'a pas progressé à l'arrêt des écrans. Și iată 29 care au progresat mai puțin, în schimb am 0 care să nu fi progresat la oprirea consumului de televizor. J'ai 68% des parents qui ont réussi à limiter les écrans. Des fois c'est toute la journée 12 heures par jour, ils réussissent à faire 4-5 heures. 68% sunt cei care au limitat de la toată ziua la 4-5 ore pe zi. Là, j'en ai 15% qui ont beaucoup progressé. Din aceștia, 15 au avansat. 60% qui ont un petit peu progressé. 60% care puțin au progresat. 10% qui ont pas progressé et 15% je sais pas. 10 care nu au progresat și 15 de care nu știu. Et j'ai 12% des parents qui ont pas du tout réussi ou pas voulu. 12 care n-au vrut sau care n-au putut, n-au reușit. J'ai alors aucun enfant. Iată.
0% copii care s-au făcut progres. 13, totuși care s-au mișcat. Grâce à l'école quand même, parce qu'ils vont à l'école. Dar 25% qui sont restés comme ils étaient. 13% care au avansat datorită școlii, 25% care au rămas așa cum erau. Normalement, je vois que les enfants des écoles. Mais de plus en plus, les crèches et les haltes garderies me demandent de voir les enfants qui vont rentrer à l'école. Da. De regulă văd copii care sunt la școală, dar din ce în ce mai mult cei de la, și cei copii de la creșă sau cei care înainte de creșă îi solicită să vadă, să examineze copiii. Donc ils sont nés en 2014 et ils rentrent aujourd'hui parce que en France c'est aujourd'hui la rentrée scolaire. Da, iată, sunt copii născuți în 2014 și astăzi ar fi început, încep școala, pentru că pentru astăzi în Franța se începe școala. Donc d'habitude on me donne avant j'avais aucun enfant, l'année dernière j'en avais peut-être 3 ou 4 et cette année on m'a demandé de voir Iată, anul trecut 3-4, înainte n-aveam deloc, în fine, anul ăsta am 22 de copii. J'ai réussi à en voir 16, parce que quand on dit aux parents allez voir le docteur du Canada, il y en a qui viennent pas. Am văzut 16, pentru că atunci când le cer, le se spune părinților, duceți-vă să o vedeți pe doamna doctor Anlis, sunt unii care nu merg, care nu vor. Donc sur les 16 enfants que j'ai vus, il y en avait 11 qui avaient des caractères d'autisme. Din cei 16, 11 erau, aveau diagnostic de autism. Diagnostiqué par l'hôpital ou moi je voyais que c'était des signes d'autisme. Diagnosticat fie pe spital, de spital sau de mine, pentru că eu vedeam că aveau semne de autism. 8 qu'on m'a demandé de voir pour violence. 8 care au fost, mi s-au solicitat să-i vadă pentru violențe. 1 pour des troubles de l'attention très important. Unul pentru ADHD. Et sur les 16 enfants, il y en avait 15 qui étaient très exposés aux écrans. Iată, din 16-15 erau expuși în mod excesiv la ecran. Donc je voulais vous lire l'histoire d'un petit garçon. Non, c'est pas là. C'est pas nu acum. Si vous ça vous intéresse, je vous lis l'histoire d'un de ces garçons qui fait partie du tableau. Dacă vă interesează, vă pot citi povestea unui băiat care băiețel care face era a fost prezentat în cifrele din tabel. Il s'appelle Sofiane et il a 3 ans et 9 mois. Este se numește Sofiane, are 3 ani și 9 luni. C'est le CMP. Le centre avec des psychologues et des psychiatres qui est très inquiet et qui demande une réunion à l'école. Este centru de psihiatrie care a solicitat o reuniune la școală. À l'école, on appelle ça équipe éducative, on se réunit quand un enfant va mal avec les parents, l'école, moi et le psychologue scolaire. Facem o echipă educativă care se reunește atunci când copilul nu merge bine și eu le médecin scolaire. Medicul de școală. Les parents, părinții, școala. S'il y a un professionnel comme le centre professionnel. Și dacă există un personal profesional auxiliar, așa cum a fost cazul aici, centru de medicină psihiatrică, vin și ei. Donc Sofiane a 3 ans et 9 mois, il ne répond pas à son prénom. Iată, Sofiane 3 ani și 9 luni nu răspunde la prénumele său. Il n'accepte pas de rester assis à côté des autres enfants. Nu acceptă să rămână așezat alături de ceilalți copii. Il ne reste pas assis du tout, il monte sur les bancs et s'enfuit. El nu rămâne deloc așezat, urcă pe bănci și fuge. Il ne fait aucune activité scolaire sauf si l'adulte s'assoit à côté de lui, lui prend la main et fait le geste avec lui. Nu face nicio activitate școlară, mai puțin în cazul în care un adult se așează alături de el, îi ia mâna și face împreună desen. Ça fait 10 mois qu'il est suivi par le psychologue et le psychiatre du centre. De 10 luni este urmărit de către psihologul și de către psihiatrul centrului, CMP-ului. Mais il n'y a aucun progrès. Dar nu există niciun progres. Il met tout à la bouche, les perles, la terre, la pâte à modeler. Pune totul la gură. Perlele, pământul, plastilina. Il ne regarde pas dans les yeux et on ne peut jamais croiser son regard. Nu privește deloc în ochi și nu-l putem niciodată nu putem să interacționăm cu privirea lui. Les seuls mots qu'il dit, c'est en écolalie, c'est-à-dire qu'il répète tous les mots qu'on. Singurul lucru el vorbește în ecolalie, adică el repetă ceea ce îi se spune. Par contre, il est fasciné par les lettres et les chiffres. Connaît la comptine numérique, peut compter en français et en anglais et peut lire les prénoms de la classe. Iată, cunoaște în schimb cifrele și literele, cunoaște toți prenume, după prenume toți colegii din clasă. À la maison, maman décrit le même comportement. Iată, și acasă mama lui descrie același comportament. Elle dit que toutes les nuits, il se réveille parce qu'il est angoissé. Pour venir se rassurer près d'elle. În fiecare noapte, maica sa spune că simte, este, fiind angoasat, în fiecare noapte vine și se așează alături de el pentru a avea sentimentul de siguranță.
On m'a prévenu de la réunion au dernier moment et je n'ai pas pu voir l'enfant avant la réunion. Deci a fost prevenită practic la ultima reuniune pe care au avut-o ca și comitet educativ, însă nu l-a putut vedea. Je pose moi-même aux parents la question des écrans. Și atunci eu adresez, cu toate acestea, eu adresez aceeași întrebare cu privire la consumul de mediu virtual. Maman dit, il est complètement accro aux écrans. Și maică s-a spune că el este agățat în mod complet, este privește la televizor. La télé est allumée en permanence depuis qu'il est né et ce qu'il adore c'est Peppa Pig. Și iată, televizorul de când s-a născut este aprins și ceea ce adoră el cel mai mult este... Peppa Pig în România? Peppa Pig, sigur, este un desen animat. Este un desen animat, Peppa Pig cu niște porcișori, porcut. Ferma. Ah, je prononce mal. Peppa Pig. Il ne peut manger que s'il y a Peppa Pig. Il ne peut s'endormir que s'il y a Peppa Pig. Nu mănâncă sau nu adorme decât dacă este această emisiune. À 18 mois, les parents lui ont acheté sa propre tablette à lui. La 18 luni, părinții i-au cumpărat propria sa tabletă. Il adore sa tablette. Și iată, o adoră. Il va aussi beaucoup sur le téléphone de papa et de maman. De asemenea, merge foarte des sau folosește foarte des telefonul mamăsii și taicăsului. Sur l'ordinateur aussi. Iată și pe calculator. Et les parents disent, c'est d'ailleurs sur les écrans qu'il a appris l'anglais. Și iată și părinții mi-au spus că folosind aceste pe calculator că el a învățat engleză. Le centre psychologique demande un bilan à l'hôpital qu'il a mars, avril, mai, juin, 5 mois après. Deci 5 luni după aceea, centrul medical i-a cerut un examinare la spital. L'hôpital écrit, Sofiane tourne sur lui-même comme une toupie. Și atunci spitalul a răspuns, Sofiane se învârte în jurul lui ca o titirez, ca un titirez. Il pousse des cris stridents. El face, scoate zgomote stridente. Il pousse un adulte pour le faire asseoir et lui renifle le cou et les bras. Practic împinge pe un adult ca să se așeze alături de el și îi miroase nasul și mâna. Il enfreint les règles, casse les jouets des autres. E, practic sparge jucările celorlalți. Casse les jouets des autres. Așa. Enfreint les règles. El practic nu respectă regulile, sparge jucăriile celorlalți copii. Il pleure, il crie et abandonne très vite quand c'est difficile. Plânge, țipă și abandonează foarte repede atunci când este în fața unei dificultăți. Il est intolérant à la frustration. Este intolerant la frustrare. Il ne répond toujours pas à son prénom. Nu răspunde niciodată la prenumele său. Le test auditif montre qu'il entend bien. Da, în schimb, testul auditiv pe care l-a făcut arată că îi aude bine. Et l'hôpital conclut à l'autisme. Și spitalul a concluzionat către autism. Orthophonie, psychomotricité, psychologue. Și au dat ca și recomandare logoped, psiholog și psihomotricitate. Psihoterapeut. Deux mois plus tard, c'est la rentrée à l'école pour la deuxième année. Două luni mai târziu era începutul școlii pentru al doilea an. L'école est toujours pentru clasa a doua. Pentru clasa a doua. Școala continua să fie neliniștită. Demande une nouvelle réunion. Și au solicitat o nouă reuniune la școală. Cette fois-ci, je demande à voir l'enfant la veille. Dar de data aceasta am solicitat să văd copilul cu o zi înainte. On est le 12 octobre 2016. Era 12 octombrie 2016. Sofiane intră dans mon cabinet en criant, en hurlant. Sofiane intră în cabinet țipând și urlând. Je m'assois et j'attends. Eu mă așez și aștept. Il s'apaise. S-a liniștit. Son regard ne se pose pas du tout ni sur moi ni sur les choses. Privirea lui nu cade nici asupra mea, nici asupra celorlalți. Pleacă în toate sensurile. Il parle en écolalie. Vorbește în ecolalie. Repetă. Ne peut pas se concentrer. Nu se poate concentra. Il ne comprend toujours pas une consigne simple, donne le jouet à maman. Nu înțelege o comandă simplă, cum ar fi dă jucăria mamei. Je pose la question des écrans. Am adresat întrebarea cu privire la ecrane. L'hôpital et le centre pour psychologue avaient demandé de réduire un petit peu. Spitalul și CMP-ul, centru psiholog, au solicitat să se reducă acest consum. La télévision n'est plus allumée toute la journée. Iată, televizorul nu mai este aprins toată ziua. Il regarde 30 minutes le matin avant l'école. Se uită, în schimb, 30 de minute înainte de a pleca la școală dimineața. Puis une heure après l'école. După aceea, o oră după școală. Et après, je demande aux parents, vous éteignez la télé ou vous la laissez allumée? Și după aceea, întreb părinții, după aceea opriți televizorul sau continuați să priviți la televizor? În schimb, rămâne aprins în continuare, dar Sofian se duce în camera lui și se joacă alături, dar vine când aude muzica lui preferată sau publicitatea lui preferată. La télé est donc allumée 5 heures et demie par jour. Deci, iată,
Televizorul până la ora 22 este aprins 5 ore jumate pe zi. Și duminică, nefiind la școală, este 8 ore pe zi. Înainte, cu privire la telefon, era în fiecare zi, acum te folosești telefonul doar sâmbătă dimineață. Et la tablette. L'hôpital et le centre pour psychologue avaient dit de faire des petites séances de 30 minutes, mais en fait ils n'ont pas suivi les recommandations et ont fait beaucoup beaucoup de travail. Da, spitalul, cu privire la tabletă, spitalul și CMP-ul i-au recomandat să facă 30 minute pe zi, în schimb n-au respectat această instrucțiune, continuă să folosească tableta. Mais deux mois avant pendant les vacances, Sofian a cassé la tablette. În schimb, două luni înainte de vacanță, Sofian și-a stricat tableta. Je fais une parenthèse, les firmes qui fabriquent les tablettes sont en train de faire des tablettes flexibles. Iată, o mică paranteză. Da, s-au gândit producătorii să facă acele tablete incasabile, care să nu se spargă. Je félicite maman et papa d'avoir diminué les écrans, mais je leur dis que ça ne suffit pas. Îi felicitez pe părinți că au diminuat consumul de televizor, însă le-am spus că nu este suficient. Je réexplique comment se développe le cerveau de l'enfant et comment le cerveau de Sofiane n'a pas pu se développer. Îi reexplic cum, modalitatea în care creierul se dezvoltă și faptul că creierul lui Sofia nu s-a putut dezvolta. Și trebuie oprite toate ecranele, inclusiv televizorul, atâta timp cât îl aude. Doar să se uite doar maxim o oră pe zi. A doua zi a fost reuniunea la școală. Școala îmi spune, se apleacă pe scaunul lui, după aceea a plecat în altă parte. Este foarte agitat, lovește practic coșul de gunoi. Strigă, se aruncă pe jos. Este foarte sensibil la zgomot și astupă urechile atunci când un copil strigă. Nu-i place schimbarea, nu poate să mănânce în altă parte decât la el acasă. Deci iată la cantină, la cantina de la școală, lucrurile se petrec destul de rău. El nu înțelege de tot comenzile sau instrucțiunile care îi sunt date. Are nevoie ca educatoare să explice de fiecare dată. În schimb, se enervează pentru că nu înțelege. Il a besoin d'un adulte avec lui à côté et on doit lui faire faire le premier parce qu'il ne peut pas attendre qu'elle s'occupe des autres. Da. Și trebuie ca el să aibă un adult în permanență, dar chiar și așa în condițiile astea trebuie să se ocupe prima dată de el pentru că nu are răbdare să se ocupe de ceilalți. Il a aussi des problèmes moteurs, il ne peut pas tenir son crayon. Are și probleme de motricitate pentru că nu reușește să țină creionul în mână. J'ai de plus en plus d'enseignants qui me disent que les enfants ne peuvent plus serrer les doigts et plus tenir le crayon. Am din ce în ce mai mulți educatori care îmi semnalizează cazuri de copii care nu știu să țină, care nu reușesc să țină pixul în mână, creionul. À la réunion à l'école, je demande à maman parce qu'il y avait que maman si elle a réussi à arrêter les écrans. Și atunci la reuniunea de la școală am întrebat-o pentru că erau și mama lui, dacă a reușit să oprească consumul de ecrane. Elle me dit oui, quand je suis rentrée de votre consultation, j'ai tout arrêté. Il a pleuré quelques minutes, puis il a beaucoup joué. Il n'a jamais joué autant de sa vie qu'hier soir. Da, i-a spus că da, așa i-a oprit tot, a plâns în prima instanță, după care s-a apucat de jucat. Nu s-a jucat în viața lui în felul în care s-a jucat, a reușit să joace după aceea. On a demandé une AVS à l'école, aide de vie scolaire. Am solicitat un ajutor, un ceea ce se numește AVS în Franța, este un ajutor de activitate școlară. C'est tellement dur à la cantine qu'on le demande aussi pour la cantine. Și este foarte greu să solicite acest AVS, acest ajutor în activitate școlară, pentru cantina. Je félicite maman d'avoir arrêté les écrans et je demande à l'école d'attendre un mois. Am felicitat pe mama lui pentru că a restricționat consumul de ecrane și o să aibă o reuniune la școală într-o lună de zile. Un mois et 10 jours après, je retourne à l'école. După o lună și 10 zile s-a întors la școală. Et je demande à la maîtresse des nouvelles de Sofiane. Și am solicitat educatoarei vești ce mai face Sofian. Elle dit c'est spectaculaire, c'est un bonheur de l'avoir depuis le 12 octobre. Da, și spune este spectaculară, este o plăcere să l-ai pe Stefan, începând cu 12 octombrie. Les progrès sont énormes. Progresele sunt enorme. Il entre en interaction avec les enfants. Interacționează cu ceilalți copii. Dès qu'il arrive le matin, son visage a changé. Imediat cum sosește dimineață, fața lui se schimbă. Il regarde normalement les enfants autour de lui et les mouvements des autres. Privește pe ceilalți copii din jurul lui și mișcările celorlalți. Il regarde ce qui se passe. Il me dit bonjour maîtresse.
se uită ceea ce se întâmplă în jurul lui, chiar o salută, bună ziua, doamna educatoare. Chiar și glumește. Il s'intéresse à ce que fait l'adulte et quand la directrice passe, il dit: Ariel, tu fais quoi? Pourquoi tu as tout le courrier? Chiar se uită ce face și un adult când trece directoarea, chiar îl strigă pe acel adult: pe Ariel, de ce ai toată corespondența cu tine? Il répond maintenant à des consignes simples et même compliquées. Răspunde acum la comenzi simple și chiar și complicate. On n'a plus besoin de réexpliquer et il peut maintenant attendre que la maîtresse s'occupe d'autres enfants. Nu mai este nevoie să-i reexplicăm și așteaptă ca educatoare să ocupe de alți copii înaintea lui. Se enervă mai puțin, strigă mai puțin, se mișcă mai puțin. El are capacitatea să se intereseze de ceilalți copii, să spună, de exemplu, acest copil nu s-a ridicat. L'auxiliaire de vie scolaire n'est toujours pas nommé parce qu'en France il faut un an de délai, mais en fait on n'a plus besoin d'AVS. Da. Iată, acea persoană care era prevăzută pentru sprijin pentru activitate școlară nu a fost numit pentru că în Franța trebuie un an de zile ca să îți afecteze și să-ți repartizeze acea persoană și acum nu mai este cazul de acea persoană. 3 semaines plus tard, je téléphone à maman. 3 săptămâni mai târziu îi telefonez mamei. Elle m'a dit on a tout supprimé, il n'y a plus du tout d'écran. Și mi s-a spus, am eliminat orice ecran din casă. Da, și am pus un afiș practic la intrare către prieteni și familie să vină în casă fără niciun dispozitiv. În timpul săptămânii a mers cum a mers. În schimb, pe durata weekendului a plâns 3 weekenduri. Mon fils n'est plus le même petit garçon, on est très content du changement. Maintenant il va vers les autres, il leur parle, il est apaisé. Copilul meu nu mai este același, este alt copil. Acum el merge către ceilalți, dimpotrivă, se interesează de ceilalți copii. Este liniștit, este calm. Il ne vient plus jamais la réveiller la nuit. Și nu mai mă trezește niciodată noaptea. Il réclame les livres, il joue beaucoup et tout l'entourage a remarqué les progrès. Cere cărți, se joacă mult și tot anturajul a remarcat acest progres. J'ai téléphoné à l'enseignante un mois plus tard. O lună mai târziu i-am telefonat educatoarei. Il est de plus en plus sociable, complètement autonome. Este din ce în ce mai mult sociabil, cu un mod complet autonom. Maintenant il sait lire et comprend ce qu'il lit. Și acum practic știe să citească, înțelege ceea ce citește. Il veut lui faire le travail de la classe au-dessus. Mais il veut faire le travail avec ses copains. Da. Vrea să facă practic temele de la clasa superioară, dar vrea să facă împreună cu copiii săi, cu colegii săi. Son langage est excellent, il pense le faire sauter de classe, mais il ne veut pas pour rester avec sa classe. Da. Limbajul lui este excelent, se gândește deja să-l treacă în clasa următoare, dar nu vrea pentru că vrea să rămână cu colegii săi. Au mois d'avril, 6 mois après l'arrêt des écrans. Deci practic în luna aprilie, 6 luni după ce s-a eliminat sau eliminat ecranele. Știe să-și exprime ceea ce trăiește, îi spune doamnei educatoare, am mâncat azi dimineață și a fost bine, a fost bun. Da, sau privește pe educatoare și spune, Ianis este trist, poate că nu vrea să vină la școală. Știe să se repereze în timp, știe când este weekendul, zice, a fost weekendul, acum este luni. Mulțumim, Manlis, foarte, foarte interesant. Și ceea ce este mai interesant este că aceste lucruri se confirmă în 3 țări diferite și s-ar putea să fie studii sau măcar observații, poate în mai multe țări. Noi am reușit să ne întâlnim. A fost un lucru foarte, foarte interesant și cred că vom putea face treabă foarte bună împreună pentru a mediatiza acest fenomen și pentru a trage niște concluzii. Vă mulțumim foarte, foarte mult pentru participare, este deja târziu și mâine mai avem un eveniment, este un eveniment numit conferință de presă, va fi în principiu cam tot ce a fost și azi, numai că vom mai avea câțiva invitați speciali, doamna doctor Laura Matescu, medic primar la Spitalul Obregia din București, domnul Virgiliu Gheorghe, biofizician și doctor în bioetică, cel care a scris și cele mai multe cărți legate de impactul televiziunii asupra creierului uman. Un alt coleg al Annelies, un tot doctor Bruno Herle,
De asemenea, din partea instituțiilor statului vom avea pe doamna Corinia Silvia Pop, secretar de stat Ministerul Sănătății, doamna botezată Antonescu Ileana Mihaela, director în cadrul Centrului Național de Sănătate Mentală și Lupta Antidrog, care aparține tot de Ministerul Sănătății, doamna Oana Angel, consilier în cadrul compartimentului Relații Europene din partea Consiliului Național al Audiovizualului și doamna Codreș Adina Mihaela, consilier superior din partea Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție. La fel, evenimentul va fi transmis live pe Facebook, va începe de la ora 15. Sperăm ca această întâlnire, mai ales cu acești specialiști, cu acești reprezentanți ai Ministerului Sănătății, să ne ducă la o rezolvare directă în organizarea unei campanii sociale punctuale, cum era aceea pe care am văzut-o în prezentarea mea, da, cu pentru sănătatea copilului dumneavoastră este bine să stați, să petreceți cât mai mult timp cu el, dar să avem una punctuală legată de acest consum de mediu virtual pentru copilul de 0-3 ani. Vă mulțumesc încă o dată, o seară plăcută!